km avem până acolo? 40, da? Dacă mergem la o recuperare din Chișinău, nimeni nu a vrut să intervină. Nu, din noi, nu că nu a putut, dar din serviciile de 112 și altele, la asta m-am referit. Că la noi, da, desigur că noi suntem voluntari și nimeni nu e obligat. Mergem la 40-50 km de la oraș, recuperăm un automobil ce a derapat de pe traseu. Un automobil marca Mercedes Vito. Ies cu familia și vom încerca, sigur, să-l recuperăm înapoi pe traseu. Careva defecțiuni s-au găsit, doar radiatorul spart, dar nu este o problemă pentru noi. Vom încerca, ca de obicei, atent și să fie o recuperare ușoară și cu succes. Petru, tu ce spui? Ne reușești? Eu spun că cu ajutorul Dumnezeu reușim. Am ajuns la locul unde a fost solicitat de Petre Băieț ajutorul. Este o cotitură în loc și se vede că au pierdut controlul și au derapat de pe traseu, ajungând drept în șanț. Și cu tractorul aici au fost, au încercat, nu se primește. Acum vom încerca noi. Așa, de aici vom încerca să-l recuperăm încet prin troliu. Deci buturuca s-a fixat pentru ca să ridici spatele mașinii. Adică automobilul este prea așezat în noroi. Și din acest motiv, ca să nu târi tot noroiul din spate, facem ca un life hack, așa să zic. Cum e comod. De obicei mai pune și o rată de rezervă. Dar noi nu avem acum nici o rată de rezervă, ceea ce am găsit la îndemână. O leacă mai în dreapta, primul rând. Și... Nu chiar așa, ciu-ciut. Ia eu o leacă să o închid. Continue, continue. Așa. Așa. Adu-ți dau o leacă de gaz. Bravo. Nu, no, ce normal, aici nici nu s-a mină, are milimetri. Așa e bun. Hop, oprește. Petru. Stai un pic, ieși și mută buturugă. Dă-i drumul alea cu la troliu, să se mute buturuga mai încoace. Mută-o mai încolo, alea, așa. Pornește mașina. Încet, ușor, nu așa. Tot normal. Hop! Procesul de recuperare. La barate dă-i alea mai încet, nu așa. Se recuperează cu ușurință, troliul face față. Foarte puternic mașina. Așa, ține frâna, schimbă-i buturuga o leacă mai în sus. Nu. Nu, așa e bun. Așa, că mașina e să dea mai spate și nu fixează. Tu de-am oricum ajunge aici, până la dânsul ai loc. Nu e o problemă. Așa, volanul drept. Așa, ține. Așa, drept.
Frână! Ține frâna! Poți, deja poți să iei buturuga aceea, că nu-i mai trebuie. Da. Fără buturuga să fii bine. Da, încearcă să până aici. Ține frâna! Dă-i drumul! Haide! Ajută, apasă gazul, apasă gazul, așa e aici. Nu așa tare, așa încet, așa e, că e bun, e bun așa. Stai că s-a glușit. Așa e bun. Mai ia-te. Dă-i că eu spun când stop. Hop! Dă-ne! Ce? Al recuperăm deja pe asfalt și după a fi tractat de un prieten de-al său spre casă. Așa, este recuperat deja pe asfalt. Da. Super. Bravo, băieții. Au lucrat foarte bine. Aici se vede că au mai fost careva cazuri de genul dat. Bara de protecție față. Mai este una. Ești ca de obicei, băieții sunt la nivel cu recuperările, nota 10 plus, bravo!